Viceprim-ministrul României, Gabriel Oprea, a condus ședința de tip videoconferință cu județele și municipiul București la sediul prefecturilor. Situația meteorologică pentru următoarele 48 de ore le-a fost adusă la cunoștință prefecților. La rândul lor, aceștia au prezentat situația pentru fiecare județ în parte. În Constanța, după cum i-am spus domnului viceprim-ministru, ne considerăm privilegiați față de colegii noștri din Călăraș și Ialomița, care se confruntă cu probleme serioase. Avem un tir care s-a răsturnat, se lucrează la el să-l pună pe rod. Au căzut câțiva copaci, dar în raport de ceea ce se întâmplă în țară, problemele noastre sunt minime. În județul Constanța, precipitațiile sub formă solidă au căzut în special în localitățile situate pe linia Dunării, precum Hârșova, Rasova și Oltina. De asemenea, ninsori cad și la Saraiu și Gârliciu, localități de la granița cu județul Tulcea, aflat sub incidența codului portocaliu. Dacă situația o va impune, polițiștii constanțeni sunt pregătiți să acționeze pentru închiderea drumurilor. În momentul de față, deja sunt polițiștii în teren. Polițiști pe care noi, dacă vremea ar fi fost mai rea decât până acum, i-am fi folosit pentru închidere de drum, ori verificări pe linia anvelopelor de iarnă, dar ținând cont că deocamdată nu am avut astfel de probleme, i-am folosit pentru patrulare și prevenirea accidente rutiere. Dacă se va impune, dacă va fi atât de grav, vom intra pe măsuri de restricționare a traficului sau pe controle privind dotarea corespunzătoare a autovehiculelor. În următoarele 48 de ore, meteorologii au anunțat ninsori și în județul Constanța.